Salutare, dragi colombofili! Astăzi am decis să facem un video cu baia porumbeilor. Baia porumbeilor de la matcă și mai exact a voltațiilor indieni, a rândunelelor de Saxonia. Vă prezentam în videoul trecut sarea de baie pe care eu o folosesc la porumbei. Este o sare de baie cu insecticid. Una foarte bună și pentru păduchii de pene ai porumbeilor, în sensul că îi omoară, iar porumbeilor nu le face niciun rău. Diferența față de baia puiilor este că aici nu au loc, toți porumbeii tot se înghesuiesc să facă baie. Vedeți că de mult le place la baie. O să încercăm să filmăm din interiorul volierei, să putem observa cât mai bine. Sus avem și puișori de rândunele de Saxonia pe roșu. Dar să revenim la baia porumbeilor. Ia uitați cum ei toți stau grămadă în cădița pentru baie. Ar fi trebuit să aducem două cădițe. O să pun pe pauză să aducem și cea de-a doua cădiță pentru ca ei să aibă loc. Imediat aducem și a doua cădiță, pun pe pauză. Am adus și cea de-a doua cădiță. O să punem apă cu sare de baie și în acea de-a doua cădiță. Ia uitați. Am pus apa și acum cred că putem să observăm mai bine. Cum acești porumbei se bucură de apa cu sare de baie. Vedeți cât se bucură? Cum s-au adunat toți porumbeii la baie și cât de mult le plac să se bălăcească. Ia uitați. Sper să vă placă acest video, o să revenim cu un alt video din voliera rostovilor a jucătorilor de Uzbekistan. O să aducem apă cu sare și pentru, cu sare de baie și pentru ei
și o să facem un video și cu Rostovi și jucătorii de Uzbekistan. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!